aici pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Lore și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să deschideți acest clip și sper să rămâneți până la final. Astăzi avem un video cu mai puțin activitate în comparație cu cele de ultima dată, mai static, să-i spunem așa, în care vom povesti mai mult și de ce nu ne vom cunoaște prin intermediul acestor întrebări. Vom face un tag care se numește trecut și viitor, după cum scrie și în titlu. Am fost menționată recent de prietena mea, Rebecca Mânzală, are și ea canal de YouTube și vă las chiar în descriere linkul către el. Sper să o urmăriți pentru că are niște vloguri super interesante, este o drăguță. Și mi-a scris pe Instagram și Sandra, este vorba despre Sandra, viața în UK, dar dacă îmi urmăriți vlogurile săptămânale, probabil știți despre ele. Fetelor, vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați gândit și la mine, am acceptat cu mare, mare drag și este vorba despre un set cu 20 de întrebări la care trebuie să răspund. Văd că unele dintre ele sunt și destul de personale, nu mai vreau să mă lungesc și să începem. Care este motoul tău în viață? Sinceră să fiu, când am citit această întrebare prima dată, puteam să spun clar că eu nu am așa ceva sau cel puțin nu am stat niciodată să mă gândesc care ar putea fi. După, nu a trecut foarte mult timp și mi-a venit în minte o frază care m-a ajutat foarte mult înainte de admiterea la facultate și spune așa: orice cereți în rugăciune, dacă credeți, veți primi. La un moment dat mi-am făcut și un bilețel și l-am lipit pe dulap, l-am și în ziua de astăzi, vă las aici un cadru să vedeți exact despre ce vorbesc și da, dacă mă gândesc acum mai bine, cred că acesta ar fi motoul meu în viață. Întrebarea numărul 2, ce-ți lipsește în viață? În viață nu-mi lipsește absolut nimic, vorbind aici la nivel de un trai bun, un trai decent, un trai în care să nu duci grija zilei de mâine. Cred că până la urmă acesta este baza fericirii noastre și ar trebui să fim mult mai bucuroși și recunoscători că avem deja acest lucru. Bineînțeles că mereu ne dorim tot felul de lucruri materiale, dar atâta timp cât avem ceea ce am menționat mai înainte, cred că nu ar trebui să ne lipsească nimic în viață. Ce gând ți-a ocupat mintea în ultimul timp? Cred că aici cu toții ne gândim cam la același lucru și anume când se termină odată toată nebunia aceasta și să fim din nou liberi, să nu mai trebuiască să umblăm peste tot cu măști și mai nou cu declarații și tot felul de chestii. Dar dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că acest gând mi-a ocupat mintea cam pe la începutul pandemiei. În ultimul timp am trecut peste și încerc să mă axez mai mult pe mine și pe ceea ce vreau eu să fac în viață. În niciun caz nu mai vreau să mă gândesc la tot ceea ce ține de acest virus. Ce stă în calea dintre tine și fericirea ta? În calea dintre mine și fericirea mea nu stă chiar nimic și vă spun acum de ce zic acest lucru. Simplul fapt că mă trezesc dimineața, că sunt sănătoasă, că am alături de mine familia și prietenii și că pot în timpul zilei să fac activitățile care îmi bucură sufletul, de exemplu astăzi, că m-am machiat, procesul de machiaj mă relaxează foarte mult și îmi place și că sunt aici și filmez, e mai mult decât suficient pentru mine. De ce ai nevoie cel mai mult acum? Nu cred că am nevoie de ceva anume, cumva întrebarea aceasta se leagă de cele de dinainte, dar să mai înveselim puțin atmosfera, am nevoie de un party și să pot să ies afară cu prietenii mei când vreau eu, fără să mă gândesc că dacă cumva pățești ceva referitor la ce se întâmplă acum. Întrebarea numărul 6, după ce tânjește copilul din tine? Nu tânjește după nimic, pot să spun că am avut o copilărie perfectă, am crescut în mare parte cu bunicii mei și știți voi cum sunt bunicii, mereu să facă poftele nepoților, într-un loc minunat, cu oameni faini, dar bineînțeles că în tot acest timp ne-au fost alături și părinții, așa că, da, nu tânjește după absolut nimic. 7. De ce ți este frică? Când aud cuvântul frică, mă gândesc direct la păianjen, la șerpi, la reptile în general, tot felul de târătoare și așa mai departe, dar nu cred că se referă la acest lucru. Mă gândesc că se referă la un moment care se va întâmpla în viitor și nu mi-e frică pentru că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop, după părerea mea. 8. Ce activități te fac să pierzi noțiunea timpului? Cum spuneam și mai înainte, machiatul. Aș putea să stau o zi întreagă, să mă machiez în continuu și nu aș avea nicio treabă. Să cânt, să dansez, activitățile acestea le făceam încă de când eram mică, aveam 6 ani, de fapt nici măcar nu i-aveam împliniți.
și în această perioadă să mă uit la filme de Crăciun. Dacă îmi urmăriți vlogurile săptămânale, știți deja, v-am înnebunit destul cu Crăciunul, atmosfera de Crăciun, vibe-ul și toate cele, dar nu vreau să fac acest lucru și aici. 9. Care este cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Până acum, Doamne ajută, nu a fost cazul să iau o astfel de decizie, dar cine știe pe viitor ce va urma. 10. Care este cea mai bună decizie pe care ai luat-o până acum? În viață am luat mai multe decizii bune pentru mine, dar una dintre ele ar fi că nu mai îmi pasă ceea ce cred oamenii despre mine și aici mă refer la oamenii care și-au format o părere despre mine nu tocmai bună fără a mă cunoaște și cei care vor să-mi spună tot felul de lucruri care pleacă de la răutate pentru a mă ataca. Care este cel mai important lucru pe care vrei să-l îndeplinești în următorii 5 ani? Facultatea la care sunt eu este formată din 6 ani, acum fiind anul 2, mai am fix 5 ani și îmi doresc din suflet să termin cu bine facultatea. Acesta cred că ar fi cel mai important lucru în momentul de față. Bineînțeles, pe lângă sănătate și așa mai departe. Ce ai învățat recent despre propria persoană? Am învățat că dacă îmi propun ceva și îmi doresc din suflet, reușesc. Și vreau să vă spun și vouă că dacă vă doriți ceva și aveți un vis, să munciți mult pentru el, pentru că mai devreme sau mai târziu, el se va împlini. 13. Într-o propoziție, ce îți dorești pentru propria persoană în viitor? Îmi doresc să fiu ceea ce simt eu în acel moment că trebuie să fiu și să nu mă las influențată de nimeni și nimic. Ce te îngrijorează cel mai mult cu privire la viitor? Eu sunt o persoană care trăiesc foarte mult în prezent și nu mă gândesc foarte mult la viitor. Bineînțeles că ai momente în viață în care te și gândești la viitor, să vezi cum îți planifici anumite lucruri și tocmai de aceea nici nu vreau să mă gândesc la ce ar putea să mă îngrijoreze în viitor. Când te gândești la cuvântul acasă, ce îți vine în minte? Îmi vine în minte familie, adică părinți, bunici, frate, rude, prieteni și oameni care mă fac să mă simt bine în jurul lor și sunt sigură că la această întrebare majoritatea am fi răspuns la fel. Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Sincer, nimic. Foarte mulți ani la rând am trăit cu această frică, ce crede lumea despre mine, ce zice și așa mai departe, dar în ultimul timp lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Și, după cum vă ziceam, încerc să nu mai împese de ceea ce cred ceilalți despre mine și răspunsul este foarte scurt. Nu aș face nimic altfel pentru că deja fac ceea ce cred eu și consider fără să îmi mai pese de judecata lumii. Ce greșeli ai repetat până acum în viață? Cred că am crezut de mai multe ori într-o persoană, chiar dacă știam că nu merită, pentru că dacă aș spune am avut încredere într-o persoană, e prea mult spus, deoarece niciodată nu am avut încredere în nimeni în afară de familie și câțiva prieteni foarte apropiați, am puțini, efectiv pot să-i număr pe degete. Așa am fost crescută de mică și lucrul acesta pot să spun că m-a ajutat foarte mult. Și o altă greșeală pe care o repetam la nesfârșit era linia de tuș. Îmi făceam o linie de tuș de senzație. Asta e așa doar de funny. Bineînțeles, cred că ar fi mai multe, dar în acest moment acest lucru îmi vine în gând. Când vei fi bătrân, ce va conta cel mai mult pentru tine? Va conta să am un loc liniștit unde pot să-mi duc bătrânețea la sfârșit și să am alături de mine persoanele pe care le iubesc și care îmi sunt dragi și bineînțeles să fiu sănătoasă pe cât se poate. Ce ai regretat dacă nu ai, faci, fi în această viață? Deci aici sunt cumva trei întrebări într-una. Dar, per total, aș regreta dacă, pe lângă facultate și meseria mea pe care o voi avea în viitor, ar trebui să renunț la hobby-urile mele și anume la cântat, dansat, make-up, de tot. Deci ăsta cred că ar fi cel mai mare regret al meu. Și am ajuns la ultima întrebare, aceasta fiind, dacă ai avea oportunitatea de a transmite un mesaj unui grup mare de oameni, care ar fi acesta? Mesajul meu ar fi următorul, să încercăm pe cât posibil să lăsăm toate răutățile deoparte, să fim niște oameni mai buni, într-un cuvânt, să prețuim tot ceea ce avem și toți oamenii buni din jurul nostru și să nu uităm că avem o singură viață, să o trăim exact așa cum vrem noi să o trăim, să facem tot ceea ce credem că este mai bine pentru noi, fără a ne păsa de părerea celorlalți.
Cred că acesta ar fi mesajul pe care l-aș transmite fiecărui om în parte, dacă aș putea. Dragilor, cam acestea au fost întrebările. Sper din suflet să vă fi plăcut și acest tip de vlog, să-i spunem așa. Chiar dacă eu nu prea fac în general, dar nu am avut cum să le refuz pe fetele astea frumoase și dragi mie, Rebecca și Sandra. Eu nu menționez pe nimeni în tag, dar dacă v-a plăcut ideea, m-aș bucura mult să îl preluați. Eu fug repede să-mi pun telefonul la încărcat, dar nu înainte de a vă mulțumi dacă ați ajuns până aici. Aștept să-mi lăsați părerile în comentarii și să ne revedem cu bine. V-am pupat!